Limbile străine exotice și informatica îi atrag pe tot mai mulți adolescenți. Viitorii liceeni au luat cu asalt târgul educațional care prezintă ofertele tuturor școlilor din București. Dacă unii au căutat o specializare în arta culinară, alții s-au orientat spre informatică și limbi străine. La deschiderea evenimentului au participat reprezentanții Inspectoratului Școlar București, dar și primarul general Sorin Oprescu. Cei mai mulți elevi de gimnaziu au fost atrași de ofertele liceelor de informatică. Matei Info, cel mai mult. Și dacă se poate cu bilingvă engleză. Mi-ar plăcea și italiană. Ar fi frumos. În general pentru Sava, Gheorgheșin, Cairia, HD, Mihai Viteazu. Adică încercăm niște medii mai mari să-l luăm anul acesta. Una dintre școlile particulare de informatică ce pregătește an de an zeci de olimpici le oferă copiilor cursuri în limba turcă. 3 ore pe săptămână învață copiii de la clasa 5 până clasa 12, 3 ore pe săptămână învață limba turcă. Clasele sunt cu 18 copii. Acestea oferă profesorilor să acordă atenție aproape la nivel individual. O altă ofertă interesantă vine din partea școlii japoneze, care îi specializează pe elevi în gastronomia orientală. Școala noastră de limbă japoneză oferă cursuri de limbă și cultură japoneză reală cu un profesor nativ, deci un japonez și 3 profesori români de limba japoneză. Când zic limbă, zic limba efectivă, iar când zic cultură, zic cursuri de origami, de caligrafie japoneză, cursuri de arte marțiale, kendo. Cei care doresc să se înscrie la o astfel de instituție trebuie să scoată nu mai mult de 500 de lei pentru 10 cursuri de japoneză. Aș dori să caut mai mult în ceea ce fac, cum ar fi să mă fac bucătar, șef, de-astea. De la târg nu au lipsit nici reprezentanții colegiilor cu renume din capitală. Printre ei s-au numărat și cei ai Colegiului Național Gheorghe Șincai, ai Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, dar și cei ai Liceului Teoretic Jean Monnet. În total, 16.000 de locuri sunt disponibile în toamnă în liceele din capitală și din împrejurimi. 4 ani de zile se desfășoară, de 4 ani de zile văd mai mulți elevi, părinți care vin să uită, știu ce au de făcut. Nu sunt astea singurile informații, dar astea sunt informații aplicate, așezate pe masă. Uite, domnule, la liceu ăsta se face treaba asta și treaba asta. Și atunci oamenii înțeleg mai repede și mai bine. Târgul educațional este organizat de Primăria Capitalei și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Cei care nu s-au decis până acum unde vor să învețe pot vizita târgul deschis la sala Palatului până pe 20 mai.